Înainte să începem videoclipul de astăzi, intră pe Stickered, pagina mea de Instagram, de unde poți comanda stickere personalizate cu doar 2 lei, sunt rezistente la apă și dacă comanzi peste 30, livrarea este gratuită, ai linkul în descriere. Noi băieții suntem direcți, hotărâți și nu foarte pretențioși când vine vorba de fete, dar în cazul lor este complet invers. Se gândesc de 1000 de ori până când să-ți ofere o șansă. Nouă când ne place de cineva, îi spunem, bă, îmi place de tine. La fel și când nu ne place de cineva, bă, nu-mi place de tine. Nu ne gândim prea mult la cum vor reacționa și la cum se simt. Însă fetelor le e puțin jenă să spună direct în față că nu te plac. Se vor gândi că sunt niște persoane groaznice dacă fac asta. De aceea îți vor da niște semne, unele mai subtile, iar altele destul de evidente că nu te plac, iar astăzi vom vorbi despre 5 dintre ele ca să nu-ți pierzi timpul degeaba cu o fată care nu te place. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul semn că o fată nu te place este că te contactează numai când are nevoie. Nu te caută, nu te sună și nu-ți dă mesaj niciodată decât dacă are nevoie de ajutor sau de un favor. Mai mult de atât, nici măcar nu o interesează cum o mai duci, chiar dacă tu încerci mereu să te bagi în seamă cu ea. Practic, te tratează ca pe un servitor de-al ei pentru că știe că o place atât de mult încât vei face orice ca să o mulțumești. Ce trebuie să realizezi tu este că dacă faci lucruri drăguțe și plăcute pentru niște fete, nu înseamnă neapărat că se vor îndrăgosti de tine. Nu funcționează așa. Trebuie să-ți dai seama când o fată profită de tine și trebuie să te îndepărtezi de ea cât mai repede. Al doilea semn că o fată nu te place este că nu îți răspunde la avansuri. Dacă vrei să fii împreună cu o fată, trebuie să faci primul pas și să spargi gheața, iar după ce duci o luptă interioară cu fricosul din tine, în sfârșit prinzi curaj să-i duci mâna pe după gât atunci când sunteți singur pe o bancă. Sau să-i trimiți mesajul ăla riscant că o placi și că vrei mai mult. Ei bine, dacă ea schimbă subiectul, se îndepărtează de tine și nu e interesată deloc de avansurile tale, nu te place. Dacă face toate astea în prima întâlnire, poți să spui că e timidă și că trebuie să-i mai acorzi puțin timp. Dar dacă povestea se repetă și după 2 luni, 3 luni, 4 luni, e clar că nu te place și că trebuie să mergi mai departe. Al treilea semn că o fată nu te place este că îți răspunde sec. Tu încerci să fii o prezență cât mai plăcută și să porți o conversație interesantă în timp ce ea stă pe telefon și îți răspunde sec la toate întrebările pe care le ai. Pur și simplu nu îți răspunde cu același entuziasm și nu depune niciun fel de efort pentru a purta o conversație mai profundă și mai personală. Îți dă niște răspunsuri foarte vagi, adesea scurte de un cuvânt și nu menține flow-ul conversației. Asta înseamnă că nu e interesată de tine. Ăsta, după mine, este cel mai evident semn că o fată nu te place. Al patrulea semn că e timpul să te uiți în altă parte este că nu vrea să ieșiți doar voi doi. Deși vă știți de atât de mult timp, nu ați ieșit niciodată doar voi doi la întâlnire, fără alți prieteni prin preajmă. Mi s-a întâmplat de vreo 2 ori să vorbesc cu o fată să ne vedem undeva cu gândul că doar noi doi. Numai că ce să vezi, așa, din neant, apare și o prietenă de-a ei. Și apoi îți bagă ceva de genul: sper că nu te superi că rămâne și prietena mea cu noi. Nu, cum eu? Eu să mă supăr? Doamne ferește de așa ceva. Și în sinea mea, dacă stabilești o întâlnire cu o fată și mai vine cu cineva ca bagaj, sau și mai rău, nu vine deloc, ține și de orgoliul tău, nu-i mai da mesaj acelei fete niciodată și nu o mai contacta. Și în final, al cincelea semn că o fată nu te place este că râde de tine. Atenție, de tine, nu cu tine. Una e să râdă la glumele tale și să creadă că ești amuzant și alta e să facă mișto de tine. Unele fete știu faptul că tu le placi și fac mișto de tine pe seama asta. Se poartă ca și cum ar fi împreună cu tine, adică te alintă, te ia în brațe, îți dă speranțe false doar pentru a râde de asta împreună cu prietenii. Ei. Ce trebuie să faci în situația în care o fată râde de tine pentru că o placi este să îi joci jocul, să răspunzi și tu la fel cum răspunde ea. Adică să glumești și tu pe seama faptului că o placi și să nu pui la suflet toate lucrurile pe care le spun. Când am început liceul, în clasa a 9-a, am avut un coleg care s-a dat la toate fetele din clasă. Bineînțeles că ele, vorbind între ele, au aflat asta și au început să-i spună toate că îl plac și că vor să fie împreună pentru că îl vedeau atât de naiv încât să creadă. Bineînțeles că n-a fost o idee genială din partea lui să se dea la toate fetele, însă nici ele nu cred că au acționat corect. Dar una peste alta, dacă o fată se poartă așa cu tine, e clar că nu te place și că trebuie să cauți altă. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o și să-mi dați un follow la Eddie Advice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu în reușită, nu rateu. Pa, pa!